de testare și era pozitiv, dumnealui trebuia să respecte o procedură pe care, bineînțeles, că mai mult decât alții trebuia să o știe. În momentul în care a primit răspunsul, acesta, în loc să meargă imediat la spital, așa cum prevede procedura, dumnealui a preferat să se întoarcă la birou, să meargă să discute cu colegii, cu ceilalți din instituție. Și-a luat laptopul, și-a luat bagajele din birou, a avut timp să schimbe și iala de la birou, nu înțelege nici ce a făcut lucrul ăsta, după care dumnealui a dispărut, pur și simplu. Am reușit să mai iau o dată legătura cu dumnealui, mi-a spus că a mers la spital și că medicul de acolo a apreciat că, fiind o formă ușoară, nu este cazul să stea internat și a preferat să meargă la o pensiune, lucru pe care noi l-am aflat ulterior din mai multe cercetări și astăzi am reușit să-l conving să meargă la spital să fie internat. De ce a ales această cale? V-a explicat, v-a spus? Se pare că dumnealui locuia sau închiriaseră acolo un apartament încă de acum 2 săptămâni sau ceva mai mult chiar și se pare că manifestările bolii au date mai vechi, dar dumnealui a încercat să fie să ascundă, fie să nu-i dea importanță. Când în cele din urmă simptomele au început să agraveze, probabil că a acceptat să fie testat. Problema cea mai mare este că acea pensiune este închiriată în totalitate pentru cadrele medicale, astfel încât acestea să fie protejate, să rămână departe de familie, astfel încât să nu transmită boala. Dumnealui nu înțelege foarte clar ce s-a întâmplat acolo, cum și-a permis lucrul acesta să rămână într-o pensiune în care cadrele medicale non-COVID erau acolo cazate. Va trebui să începem o cercetare, să aflăm exact adevărul și să intervenim prompt, prompt astfel încât să eliminăm orice risc. La acest moment, câte cadre medicale sunt infectate în Spitalul Județean? Sunt mai multe cadre medicale, și asistenți și medici. Ei știu foarte bine ce au de făcut, sper să se conformeze, să respecte toate măsurile și ceea ce impun normele în vigoare și, în primul rând, să se gândească la cei din jurul lor, la familiilor, la cetățenii județului, că trebuie să îi protejeze mai întâi de toate și, întâi de toate, ei sunt cei care trebuie să se protejeze și să respecte toate măsurile de protecție. Din ce știți dumneavoastră, mai sunt astfel de situații cu pacienți infectați cu COVID care sunt tratați la domiciliu? Nu am cunoștință despre așa ceva. Bineînțeles, la fel, normele stabilesc acest lucru. Medicul infecționist care îi consultă pe cei care primesc buletinul pozitiv, ia măsurile și dispune ce urmează să fie făcut. La acest moment se impune conducere militară la spitalul județean. Momentul este unul foarte delicat și ne tot gândim să găsim cele mai bune soluții astfel încât să limităm la maxim evoluția răspândirii virusului. Ne gândim la cadrele medicale, în primul rând, pentru că e nevoie de o rigurozitate mai puternică, mai fermă, o conducere care să știe și să impună clar tot ceea ce în aceste momente trebuie respectat mai mult ca oricând. Și sperăm ca ordinea să se restabilească astfel încât cetățenii să simtă că pot avea încredere în viitor. Se va face o dezinfecție la pensiunea unde a fost cazat? Desigur, imediat ce va fi eliberat pensiunea, va fi o dezinsecție. Întâi trebuie să cercetăm exact care a fost traseul, cât timp a stat, unde a servit hrana și alte detalii.